Dar eu am observat un lucru. Mie mi se pare a fault la Chițu. Vedem aici, am încercuit eu, îl împinge pe Crepulia și Bauza vine și atacă exact în acea zonă în care se afla Crepulia. Dacă Crepulia rămâne în picioare, este posibil orice acolo. Poate să joace el cu capul la cea minge, însă Crepulia este pe jos și automat Bauza vine singur el și reia cu capul. Nu este omul lui Crepulia, este omul lui Emers, dar, așa cum am spus, dacă Crepulia rămâne în picioare acolo, poate intervine. Se vede aici și mai bine de pe această cameră, mâna lui Chițu este în pieptul lui Crepulia, Crepulia fiind cu spatele, cade foarte, foarte simplu și mi se pare că și celălalt jucător al celor de la FCU Craiova pare că are piciorul în spatele piciorului lui Crepulia și practic îl ajută și mai mult pe Crepulia să cadă.